Studenții de la Universitatea Valahia din Târgoviște se pot relaxa în această vară. Conducerea facultății organizează două tabere dedicate acestora. 78 de locuri au fost puse la bătaie pentru studenți, pe listele de înscriere fiind cu 18 în plus. Anul acesta, universității noastre au revenit 78 de locuri de tabără, la mare și la munte. Acum, repartizarea la mare și la munte a fost făcută de către Casa de Cultură a Studenților Brașov, în proporție de 60 la mare, 60% la mare, 30% la munte. Locațiile sunt foarte bune, sunt chiar mai bune decât în alți ani. Perioadele, din păcate, și în acest an au fost doar în luna iulie, două perioade diferite la mare și o singură perioadă la munte, astfel încât, cu părere de rău, trebuie să spun, unii dintre studenții care finalizează studiile în acest an și susțin licență sau dizertație în luna iulie, au fost, să spun, văduviți de posibilitatea de a merge într-una din tabele studențești. Evident, și 6 de cereri din ceea ce cunosc la un anumit moment și, evident, 78 de locuri ocupate. Taberele sunt gratuite și vor fi dedicate studenților de la buget care, în același timp, trebuie să fie și integraliști. Nu, taberele sunt gratuite. Toate fondurile pentru aceste tabere sunt suportate de către Ministerul Tineretului și Sportului. Studenții trebuie, în primul rând, să fie studenți de la buget. Toate aceste alocări se adresează studenților care sunt bugetați de către minister și, evident, mai au și o condiție să fie integraliști. Pentru că aceste tabere vin să recompenseze, practic, efortul studenților de-a lungul unui an universitar și e firesc ca aceste două condiții să fie îndeplinite simultan.